de a oferi un trofeu artă pentru eternitate unui reprezentant din zona Gorjului, un artist pe care eu îl prețuiesc foarte mult, are o muzică extraordinar de frumoasă, a făcut în timp să crească producția de țuică din toată România. Țuica de Mehedinți primește trofeul artă pentru eternitate, Petrică Mâțu Stoian. Artist valoros din zona Gorjului, Mehedințiul, este un artist foarte îndrăgit de dumneavoastră, știu că face succes peste tot unde merge, mă întâlnesc cu el chiar și în Moldova, mă întâlnesc cu el în Dobrogea, mă întâlnesc cu el peste tot, asta înseamnă că lumea apreciază muzica ta și îți mulțumesc că astăzi ai binevoit să fii prezent în cadrul emisiunii noastre primind acest trofeu. Mulțumesc frumos! Să știi, Paul, că m-am uitat așa la România asta mare, așa de mult mi-aș dori să pot să trec de colo-colo, fără acte, fără pașapoarte. Păi să știi nimic. Că în Republică trecem fără pașaport de vreo lună jumate. Da? Da, asta să știi. Uite, apropo, cine dorește să meargă în Republica Moldova, puteți să o faceți acum liniștiți, se trece doar cu buletinul ca în Uniunea Europeană și cu țuică de mehedinți. Cu țuica ta, prună, cu cazanul tău de țuică. Ai spus foarte bine zona mea de Mehedinți. Eu m-am născut în Mehedinți, Mehedințul de Munte. Se aseamănă foarte bine cu zona Gorjului, este binevenit. Iar melodia de pe intrarea mea, Mădusela Aristica, îmi pare nespus de rău că acest personaj Aristica nu mai este printre noi de un an de zile și cu durere în suflet familiei condoleanțe. Asta este personajul principal al cântecului meu. Care bănuiesc că domnul s-a născut în satul tău, unde tu ai copilărit. Sau... S-a născut în satul meu, este vecinul meu, chiar i-am dat cazanul de țuică și nu mi l-a mai dat înapoi. Cum se cheamă satul? Izverna. Izverna. Este un sat celebru în cântecul popular, mai ales că de acolo avem marii noștri rapsozi ai Mehedințului Domnica Trop, Angelica Stoican, Victor Pârvănescu. Ce frumos! Și după aceea Petrică Mâțu Stoian și restul. Și restul. Dragi prieteni, pentru că iubesc... Adică să nu mă înțelegi că a spus resturi. A spus ceilalți. Pentru că eu iubesc pe colegii mei, cei mai valoroși, a Constantin Enceanu, Niculina Stoican. Mă rog, Constantin Enceanu este din zona de Olt, Vișin, acolo unde se face scutul. Păi vine săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, va fi și dânsul prezent. Da, am vorbit cu el și mi-a spus că vine săptămâna viitoare.